Bună ziua, dragilor! Și astăzi eu am alături de mine pe colega mea biotopică, Gabriela Vasiloae, nutriționist dietetician, licențiat și cu master în siguranță alimentară și nutriție. Bine ai venit, Gabriela! Bine te-am regăsit, Ana! Mă bucur că ești cu mine din nou și astăzi aș vrea să abordăm subiectul care interesează pe toată lumea și pe care de altfel l-am mai și abordat, dar ar vrea să-l readucem în atenție. De ce nu funcționează dietele? Super! Îmi place subiectul pe care l-ai ales astăzi să-l discutăm și cred că trebuie să vorbim tot mai mult despre aceste diete restrictive, astfel încât să eliminăm un pic bariera aceasta, cum că dacă dorim să ne schimbăm stilul de viață sau dacă dorim să scăpăm de câteva kilograme în plus, trebuie să ne restricționăm foarte mult, trebuie să renunțăm la ceea ce ne place, trebuie să mâncăm așa foarte restrâns și constrâns, trebuie să avem alimente fără gust și farfurii așa mai seci. Și să fim și antisocial, dacă se poate. Că... Și antisocial, pentru că ne confruntăm un pic cu presiunea grupului în momentul în care recurgem la o dietă. Da, și dacă și anunțăm lucrul acesta, toată lumea e cu focusul pe noi. Și toată lumea să ne spună că suntem foarte bine așa și nu trebuie să facem absolut nicio schimbare, că vor veni rezultatele pe care noi le așteptăm, dar fără nicio schimbare. Da, din păcate, da. Bine, e important să știm să ne bucurăm și de o masă cu prietenii în oraș și să ne bucurăm uneori poate și de pizza și de un burger, nu este absolut nicio problemă, nu o să se întâmple mare lucru, adică nu o să ne influențeze atât de mult schimbarea pe care dorim să o facem. Dar este o problemă în care ieșirile cu prietenii sunt în fiecare seară și atunci noi abordăm mereu aceeași variantă de alimentație. Da, da, da. Atunci, ia să vorbim despre ce înseamnă un obicei alimentar, un obicei bun, nu neapărat alimentar, un obicei bun și cum ne poate influența stilul de viață. Păi, ce înseamnă practic obiceiul acesta pe care noi îl avem? De cele mai multe ori, ca să pot să dau și un exemplu cât mai simplu, pentru noi cafeaua de dimineață este obiceiul pe care îl facem majoritatea dintre noi ca să ne începem ziua. Dar de cele mai multe ori ne acceptăm ideea de a ne trezi poate cu 10-15 minute mai devreme, să ne facem cafeaua și să stăm poate cu soțul sau singur, să ne relaxăm un pic și să ne începem ziua. Dar deci obiceiul este ceva ce noi nu mai facem poate neapărat într-un mod conștient. Știm că pentru a ne începe ziua, noi trebuie să ne bem cafeaua pentru a avea o dispoziție poate bună în drum spre birou sau pentru a putea să ne punem așa în mișcare. Cam același lucru ar trebui să se întâmple și pe partea de alimentație, să ne fixăm aceste obiceiuri, această rutină, să o implementăm cât mai mult zi de zi de zi de zi, astfel încât să ajungem să o facem inconștient, adică să nu stăm să ne mai gândim că am nevoie de legume la fiecare masă, ci să fie în rutina mea acest lucru, să știu că atunci când merg la cumpărături vreau să-mi asigur o diversitate cât mai mare de legume, astfel încât să-mi fie cât mai ușor să fac diferite combinații. Să știu că legumele mi-aduc un aport foarte mare de fibre, de vitamine, de apă și atunci ajută foarte mult procesul de digestie și este posibil ca eu să mă simt mult mai bine după o masă, să nu mai am senzația aceea de plentitudine, să nu mă mai simt așa poate obosit, să nu simt greutatea aia la nivelul stomacului, cum că nu se mai digeră mâncarea și că nu înțeleg ce se întâmplă și ce fac atât de rău, că poate mâncăm sănătos, nu vorbim neapărat că trebuie să mâncăm fast food pentru a avea o senzație de disconfort după masă, dar dacă nu ne asigurăm poate și sursa aceasta, jumătatea asta de farfurie de legume, s-ar putea pentru unii dintre noi să resimțim un pic niște repercursiuni asupra noastră. Minore, dar în timp se dezvoltă. Da, sună foarte bine așa cum ne povestești tu și cum să zic, ca din carte, foarte frumos, dar ceea ce cu siguranță stă în mintea tuturor, de ce este atât de greu să implementăm astfel de obiceiuri și să devină așa ca pe pilot automat, ca și cum conducem mașina de ani de zile și nu ne mai gândim când trebuie să schimbăm viteza, când trebuie să facem nu știu ce manevră, când facem parcările, suntem extraordinar de în confort. Cum putem să ajungem noi să adoptăm obiceiuri sănătoase, dar să ne vine extrem de ușor?
multă răbdare. Cum ai spus și tu, legat de mașină, nimeni nu s-a născut învățat și la început cu toții am fost stângaci în trafic și ne-am primit multe claxoane. Poate unii dintre noi am mai avut și mici zgârieturi sau tot felul de mici accidente, dar nu cred că a renunțat cineva și din contră ne-am perfecționat și acum, cum ai spus și tu, conducem cu ochii închiși, ca să spun așa. Se formează această barieră între a-ți forma un obicei sănătos, pentru că mulți dintre noi nu ne gândim la efectul pe care îl va avea acesta pe termen lung asupra noastră. Mulți, în momentul în care conștientizăm că poate ne dorim să avem câteva kilograme mai puțin sau dorim să mergem la plajă și să arătăm mai bine noi fetele și să avem pielea mai hidratată, să avem tenul mai luminos, vedem și ne dorim foarte mult acel rezultat. De asta și ambiția noastră ține o perioadă atât de scurtă, pentru că, ok, conștientizăm că ne uităm în oglindă, conștientizăm că avem o problemă și ne gândim cum pot să ating un rezultat cât mai rapid. Și ești dispus să faci orice. Primele două zile renunți la absolut tot, arunci tot din casă, te duci la cumpărături, îți gătești. Ușor, ușor, când vezi că nu mai corespunde cu stilul tău de viață sau nu, cu rutina ta zilnică, cu programul pe care îl ai, cu trezitul, orele pe care le ai la muncă, zile mai aglomerate, zile mai puțin aglomerate, ușor, ușor începi să cedezi. Vezi că e din ce în ce mai greu de implementat. Pe lângă asta, știm și majoritatea dintre noi, cred că am făcut așa un mic research pe internet și ne-am inspirat, ba din stânga, ba din dreapta, și de multe ori nu suntem unul și același, din păcate, sau din fericire, mai bine zis. Dacă mie îmi plac merele și pentru mine funcționează foarte bine și mă simt extraordinar, s-ar putea ca pentru tine merele să-ți creeze un disconfort, să nu-ți placă, poate. Și atunci, în momentul în care nu mai ții cont de cum se simte corpul tău, cum te simți tu, ce plăcere îți aduce alimentul respectiv, îl faci la început, cu siguranță, ești încântat, vrei rezultatul, dar după îți dai seama că mai mult te chinui pe tine și așa avem destul stres în viața noastră și ne consumăm pentru foarte multe lucruri, încât nu o să mai acorzi energie și pentru această schimbare. Nu o să poți să o susții decât pe termen scurt. Așa este, așa este, și tot ce facem pe repede înainte și cu așteptări foarte, foarte mari și ne dorim într-un timp extraordinar de scurt să încăpem în rochia pe care am purtat-o acum 5 ani, e... Uite, și dacă tot vorbim de astfel de abordări, care sunt cele mai frecvente greșeli pe care oamenii le fac atunci când doresc să adopte un mod de viață sănătos. Nu vreau să folosesc cuvântul diete. Un mod de viață sănătos. Se restricționează foarte mult. Da, se formează un tipar, cum am spus. Sunt foarte multe persoane care cu siguranță au încercat și au... au încercat diferite metode care au fost mai potrivite sau mai puțin potrivite pentru ei, care probabil au adus rezultatul pe termen scurt pe care și l-au dorit, dar știm cu toții de efectul yo-yo care se întâmplă după astfel de diete. Restricționarea. Oamenii nu mai știu să se bucure de alimentație, din contră consideră asociază cu ceva nu neapărat necesar, ci cu ceva chinuitor, ceva la care trebuie să-și asigure timp, trebuie să mănânce ce este sau cât mai restrictiv. Cred că, după mine, principalul motiv pentru care oamenii nu reușesc să-și abordeze noi obiceiuri sănătoase este pentru că au impresia că tot acest proces se întâmplă prin restricționare. Nu mai știm să ne bucurăm de legume, nu mai știm să ne bucurăm de fructe. Într-adevăr, nu ne mai acordăm timp să ne jucăm puțin în bucătărie, ci ăsta este ritmul de viață în care trăim acum, totul pe repede înainte. Avem, într-adevăr, numeroase variante rapide, mult mai ușoare, care ne salvează timp, da? Ne salvează timp din a mai spăla vase, ne salvează timpul de gătire, ne salvează timpul de a curăța și de a spăla alimentele, însă ne costă
sănătatea, ne costă aspectul fizic, ne costă stima de sine, da? Pentru că te afectează aceste lucruri și se resimt, doar că le punem așa un pic... Le ascundem sub preș. Le ascundem un pic sub preș. Ascundem sub preș și ne motivează vecina, prietena, colega, care țin diete pe care le-au descoperit, tocmai le-au descoperit pe internet și sau le-a spus altă colegă, altă prietenă, adoptăm și noi repede și vedem că, așa cum ai spus tu, rezultatele nu există și ne demotivăm. Ne punem piedică singuri. Exact, exact. Atunci, care, de ce dietele astea eșuează? Ce le lipsește? Personalizarea. Da? Fiecare om are programul lui, are ritmul lui, are activitatea lui, are jobul lui. Sunt oameni care au un job foarte activ, în care mereu sunt într-o continuă mișcare. Sunt oameni care jobul lor este strict la birou. Sunt oameni care în fiecare weekend fac ieșiri pe munte. Sunt oameni care în fiecare weekend poate ies la terasă și doar stau. Da, ok, socializăm, dar stăm. Adică diferă foarte mult... nivelul pe care noi, sau activitatea pe care noi o facem în fiecare zi, cât de mult ne solicită, iar dietele cu siguranță sunt strict aplicate pe un număr caloric, care și acesta ne poate pune bețe în roate, că o dietă subcalorică nu înseamnă că ne aduce și beneficii. Cu siguranță, într-o situație în care persoana are câteva kilograme în plus, rezultatele o să apară, sunt rezerve, avem de unde, dar o să se pună și un stop la un moment dat și atunci sunt foarte multe persoane care se întreabă de ce se confruntă cu acest platou, condițiile în care poate mănâncă pe zi o salată și mai mănâncă un fruct, să zic. Corpul nostru are și el o limită, își pune o barieră, nu prea te lasă să te joci tu cum vrei cu el. Da. Are mecanismele lui și atunci te frustrează din nou acest lucru. Hei, eu nu mănânc nimic astăzi, mănânc o salată, totuși eu nu reușesc să slăbesc. Și iarăși recurgi să mănânci. Ce mâncai tu înainte? Și oamenii trebuie să înțeleagă că nu mâncarea este inamicul, nu putem să trăim fără mâncare, o să avem mereu în prezența noastră, indiferent de unde mergem, fie că vorbim de un eveniment fericit, fie că vorbim de unul mai puțin fericit, mâncarea ne va fi acolo cu noi. Trebuie doar să ne gândim la combinațiile pe care le facem și la sursa alimentelor pe care le avem. Da, deci alimente cât mai puțin ambalate, cât mai puțin procesate. Când luați un aliment ambalat, încercați să citiți ingredientele alimentului respectiv. Foarte multă lume se bazează strict pe valorile nutriționale. Ok, mă încadrez în numărul ăsta caloric, este foarte bun. Nu ține totul de acel număr caloric și recomandarea mea este să se citească ingredientele. Și atât că mi-a ridicat la plasă, foarte frumos. Cum ajută un nutriționist, un client, să adopte obiceiuri sănătoase și să, de fapt, să identifice ce obiceiuri nesănătoase are în planul său zilnic și cum să le transforme în obiceiuri sănătoase? Cu cât omul, pacientul vine mai deschis și mai dornic de schimbare, cu atât va fi mai ușor să identificăm obiceiurile mai puțin sănătoase. La alegerea fiecăruia dacă chiar își dorește o schimbare sau dacă vrea să își dea impresia că face schimbări, deși acasă gestionează lucrurile în modul lui, pentru că până la urmă nu putem să stăm nici noi cu lupa pe om, putem să venim în ajutor cu foarte mult suport și educație, informații, să înțeleagă oamenii puțin ce se întâmplă în interiorul organismului nostru, dar nu putem face nici noi mai mult de atât. Este foarte important să își acorde timp cât mai mult, să nu se aștepte la rezultate magice peste noapte. Este foarte greu să atingem acele rezultate peste noapte și să vadă tot acest proces ca un câștig pe termen lung. Da? Nu o să poți să depinzi toată viața de un nutriționist, nu ăsta este scopul nostru, să vă avem și să vă revedem lunar, decât
în situații poate mai excepționale, da, în care și procesul sau sunt diverse patologii și atunci atenția noastră și trebuie să fie mult mai trebuie să fim noi mult mai în prezent cu persoana respectivă, dar pentru o persoană care vrea doar să-și reduce obiceiurile alimentare, scopul nostru nu este să ne vedem lunar o viață întreagă, ci să implementăm cât mai mult, să înțelegem și să punem în practică. Da, îți doresc cât mai mulți clienți împuterniciți. De fapt, puterea este în fiecare dintre noi și rolul nostru este de a le deschide ochii, să privească în interior și nu în exterior, că nu din exterior vine puterea, ci puterea este în fiecare dintre noi. Așadar, îți doresc cât mai mulți clienți împuterniciți să fie capabili să-și facă alegerile bune, singuri, și să ne viziteze din când în când, să facem câte o evaluare a compoziției corporale, să vedem ce obiective și-au atins. Și de ce nu poate ne mai învață ei pe noi câte ceva. Da, da, da. Ce obiective și-au atins și să le fim aproape atunci când au nevoie. Așadar, dragilor, vă invit să ne călcați pragul, să o cunoașteți pe Gabriela, să vă împrieteniți cu Gabriela, să vă devină partenerul de drum către o viață sănătoasă, armonioasă și cu cât mai mulți ani. La revedere și weekend plăcut!